pornesc, să mă înveți cum să fac și din drum să-l opresc. Să mă înveți să te scot din icoane și apoi să înțeleg că e vremea furtunii din noi. Să-ți faci timp, să mă înveți să-mi ții când mă doare tăcerea și-mi îngheață pe chip toată taina iubirii dospită încet într-o mie de ani de când te tot aștept. Să mă ajut să te uit, dragul meu, așadar când de tine mi-e dor și mai sper în zadar. Să nu mor de durere când pasul mă duce dinspre dragostea ta către-o nouă răscruce. Să mă ajut să te uit, dragul meu, așadar când de tine mi-e dor și mai sper în zadar. Să începem cu scuze de întârziere, mai așteptăm niște prieteni, dar o să vină, cu siguranță. Bine ați venit! Ne bucurăm astăzi de o zi extraordinară, așa va fi, cu siguranță. Deci, bine ați venit tuturor! După o iarnă atipică, la Calafat a fost primăvară, toată perioada asta. Mâine, mărțișor. Și cum se putea mai potrivit ziua decât pornit în felul ăsta cu prieteni dragi aproape de noi. Și spun prieteni dragi pentru că o așteptăm de foarte multă vreme pe Camelia Florescu la Calafat. Bine ai venit, Camelia! Bine ai venit, bine ai revenit! Camelia a fost, cum vă amintiți, a mai fost la noi la librărie cu alte ocazii, evenimente la care a participat și ne-am bucurat de prezența ei atunci. Atunci, dacă ți amintești, Camelia, spuneam că te așteptăm la Calafat cu lansarea de carte. Citea de pe telefon niște poezii foarte frumoase și atunci am zis că neapărat la Calafat o să fie o lansare. Am emoții pentru că nici nu se poate altfel. Ca să păstrăm amintirile, trebuie să avem emoțiile de rigoare, să se fixeze ele așa. Și despre Camelia nu o să vorbesc eu prea mult pentru că nu mă pricep. Eu sunt doar spectator și fan al ei, dar vine din generația aceea, din anii 80, unde Steaua fără nume era într-adevăr un concurs, un festival, unde am citit acum cu ocazia asta că preselecțiile durau și 2-3 ani și cine ajungea în finală era ce trebuie. Așa că avem un artist complet, complex. A scris poezie de copil, ca să zic așa, și a avut norocul unor dascări care au descoperit-o și au încurajat-o. Drept pentru care în seara asta, Camelia, am ales ca niște dascări să vorbească despre cartea ta, niște oameni care se pricep și care cu siguranță îți vor da girul lor de specialiști. Da. Dacă ați văzut librăria așa mai veselă și diferit astă seară, este pentru că avem printre noi un artist plastic, Carmen Florian. Bine ai venit la Calafat și la Carmen. Ne-a înveselit sufletul și iată, primăvara și așa poate fi. Mulțumesc și eu și mă bucur că mă aflu aici. Și noi. Altfel, urmărim pe Facebook. Este ca și cum le-am fi văzut deja. Deci, foarte, foarte frumos. E chiar o bucurie. Mulțumesc. O primăvară, iată, da. Camelia, o să vorbești și o să cânti, sigur, toată lumea așteaptă asta. Dar înainte de asta vreau să spun ceva ce n-are neapărat legătură cu evenimentul nostru, dar o să vedeți că nu e întâmplător. Și am să vă spun așa. Faceți-i zilei ăsteia nod, nu lăsați ca pe jucărie în pod. Marin Sorescu s-a născut într-o zi de 29 februarie. Wow! Și a sărbătorit ziua din 44 ani. Da. Și noi suntem cititori Marin Sorescu. Ce-ai marcat-o frumos, da. Nu numai că e din zonă, dar cu atât mai mult. Noi oltenii avem treaba asta cu să ieșim. Da. Deci, vreau să vă socotiți între prieteni și faptul că nu avem un desfășurător foarte clar e dovada că, că suntem aici și ne pliem din mers. Mulțumesc frumos
în primul rând pentru primire, pentru că eu aici de fiecare dată vin ca acasă. Trebuie să le mulțumesc lui Carmen și Marianei că au fost alături de mine și la lansarea națională la București, ceea ce spune foarte mult despre relația dintre noi, pentru că puțini prieteni știind că urmează să faci o lansare chiar aici, la ei acasă, ar mai face drumul până la București atunci când tu ești încărcat de emoție și ai nevoie de toată lumea în jur. Da, merită aplauze și sunt onorată să fiu aici astăzi lângă ele. E, dincolo de bucurie și prietenie și onoare pentru acest gest al lor și pentru faptul că sunteți aici, în primul rând datorită lor, pentru că acolo unde pleci, dincolo de lansarea națională, în țară, să promovezi o carte, un CD, oamenii locului vin pentru cei care te invită să le calci pragul. Deci, dacă dumneavoastră, dacă eu am norocul și bucuria să vă am astăzi, astăseară aici, este pentru că ați venit pentru ele. Ele girează pentru mine și sper să nu le dezamăgesc. Scuze că am început un pic mai târziu, se vor alătura din mers alți prieteni de la Craiova. Vreau să le mulțumesc celor care m-au surprins, Dumitru Sârghie de la Slatina, care a făcut o recenzie excepțională, prima de altfel despre cartea mea. Eu cred că sunt nu numai norocoasă, nu știu să zic, sunt mai olteancă așa, că sunt din Craiova, deloc, și trebuie să spun și trebuie să mă laud cu prietenii și cu oamenii dragi, pentru că, uitați, fără să știu Dumitru Sârghie și Gusti este afară, o așteaptă pe Camelia, deci Gusti Jianu, și dumneavoastră toți care ați venit astăzi aici, îmi faceți o atât de mare bucurie încât știți să urmăriți pe Facebook, să urmăriți în continuare, să zicem, drumul meu, pentru că dacă mi-o iau în cap și devin infatuată și cu nasul pe sus, este pentru că dumneavoastră mă tratați frumos astăseară. Că doar nu ești o fată ca oricare. A, o să vă spun mai târziu povestea acestui titlu, dar din capul locului aș vrea să înțelegeți că nu. Sunt de o modestie câteodată ieșită din comun și neprietenoasă, pentru că tatăl meu, oltean, născut la Cornu, o viață întreagă mi-a picurat așa ca picătura chinezească în urechi și n-am ieșit din aceste vorbe spre, să zicem, lipsa mea de confort ulterior când am devenit matur. Lasă, fii tu mai din provincie, așa, mai de la Craiova. M-am ridicat crezând că a fi din provincie este un lucru, nu știu, nu de fală. Ajungând ulterior, bună seara, Camelia, te rugăm să poftești, Camelia Radulian și prietenii noștri care au venit de la Craiova și pe care îi așteptăm cu drag. Hai că ne pupăm mai încolo. Bine v-am găsit și felicitări. Să rămână și ce atmosferă și ce... Super! Te rog să-i luăm acolo. Scuze. Acolo în primul rând, așa ți-am pregătit. Spuneam că m-am ridicat crezând, cel puțin în școala elementară, până am ajuns la liceu și am aprofundat filozofia acestor vorbe, că a fi de la Craiova și a fi din provincie este un lucru rușinos și n-ar trebui să ies eu în față și să fac valuri. În momentul în care mi-am dat seama că nu puțină lume este talentată, nu puțină lume iese în față cum ies oltenii, mi-am dat seama și mi-am revigorat, să zicem, filozofia de viață și mi-am dat seama că norocul meu, că nu am devenit foarte infatuată când am realizat acest lucru, a fost că mama, bucovineancă prin excelență, un om cu bun simț, a contrabalansat. Pentru că altfel, dacă eram doar olteancă, n-ați fi văzut cât nas pe sus aș fi avut în ziua de astăzi. Deci le datorez părinților mei acest echilibru din genele mele, dar revin și spun că
N-aș vrea să luați acest titlu al albumului și al proiectului, al CD-ului, ca pe o infatuare, ci ca pe o dorință de a repune lucrurile la locul lor în memoria tatălui meu, care nu mai este printre noi, dar care, într-adevăr, tot timpul mi-a spus că nu s-o fată ca oricare. O să vedem noi dacă a avut sau n-a avut dreptate, dumneavoastră veți judeca. Bine ați venit încă o dată! Vă spun și-o bun venit doamnei Radu Lian. Vă așteptam la librărie. Îmi cer scuze că... Nu, astă seară neapărat, că vă așteptam în general. Da. Vă mulțumesc! Urmărim ce scrieți și suntem încântați că ați venit astă seară. Vă mulțumesc tare mult! Continuăm și vă propun să să ascultăm pe Roxana Popescu. Pur și simplu, pentru că Roxana este profesoara de română a Calafatului. Nu m-a prezentat. Ba da, să se înțeleagă. Da. Care citește și care doamna, poate compara ușor. Pot să mă duc acolo, că am nevoie de... Da, okay. Trebuie să vă spun că nu am ceva special, vă rog să nu aveți așteptări, ci am luat cartea Cameliei și așa cum fac de obicei, am răsfoit-o și m-am oprit asupra unor poezii care mi-au atras atenția, nu știu de ce, dar mi-au atras atenția după ce am simțit-o, pentru că după fiecare, cele pe care le-am citit, am avut o trăire. Iar această trăire am scris-o pe o foaie, iar în această seară vă voi citi, cred că, poeziile, nu știu dacă pe toate, probabil două sau trei. Și trăirile pe care le-am avut după ce le-am parcurs cu... după ce le-am citit. Sau să vă citesc înainte ceea ce mi-a atras atenția, ceea ce am gândit eu. Nu. Voi citi poezii înainte. Prima este Lăstăriș de lup. El crește în mine cum cresc eu în el. Cadorul nelumesc mă locuiește și zăbovește în gânduri trist. Fidel ca într-un război mereu, e înduiel cu sângele meu cald ce nu-l primește. El mă înconjoară cum eu îl port cu frică sub tot valul de sub coastă. Îl vreau, dar îl resping ca un resort. L-aș despleti căci nu mi-l mai suport, greu lăstăriș pe ochii mei năpastă. Eu, dintr-un neam de flori m-am înălțat, el, lupul singuratic la răscruce, cu gustul cărnii știu că e învățat, de ochii mei se simte amenințat și doar durerea lor îl mai seduce. Sunt gânduri desenate pe retină, hemoragii de vorbe înșirate, răbdarea mea aș zice, nu-i puțină, îngenunchiată albă și creștină, dospită sub iertări exagerate. El stivuiește vorbe pe furiș, cu care mă îmbăta acum o toamnă, și în ape înlăcrimate mă condamnă și unduindu-se îmi strigă, Doamnă, nu mai fugi, ești prinsă în lăstăriș. Ce mi-a inspirat? În vers se zbucimă tristețea prinsă între iubiri și dezamăgiri, între ieri și azi, între primăveri nebune și toamne dospite pe jarul vieții trăite în etape. Femeia lăstăriș amenință lupul însetat de carne și se lasă vrăjită de vorbele ei amăgitoare, fără să și-l apropie de teamă să nu fie prinși amândoi în ghearele pasiunii devoratoare. Asta mi-a venit în cap. Acum, dacă este ceea ce a gândit Camelia, dacă este ceea ce ați gândit dumneavoastră când ați citit sau când veți citi, rămâne de văzut. Mie asta mi-a transmis și asta vă spun. Mulțumesc!
Voi mai citi o poezie, la fel. Să mă gândesc. Mi-a plăcut Măicuță limba română, este o strofă care m-a făcut să vibrez de-a dreptul și am scris asta. Omagiu adus frumoasei noastre limbi, care hulită, batjocorită și aruncată la coșul ignoranței, își mai găsește resursele în sufletele de haiduci ai literei românești. Și o să vă citesc o ultimă poezie pe care, ia să vedem, cred că am luat albastre, cred că e a patra. Sunt convinsă că sunt mulți oameni care își doresc să își exprime admirația pentru poeziile Cameliei, de aceea le voi lăsa și spațiul și timpul necesare. Albastre glezne. Se leapă de berzele, de toate pretențiile părinților nedumeriți. Cărțile mor una câte una, sub vălătuci de praf și dor de degete febrile. Tremură spaimele, urcate în creștetul inimii și ne apleacă rutina, așa cum ne apleacă durerea, puțin câte puțin, temeinic, până sar așchiile din noi dansându-ne în sânge. Da. Nu trebuia să fac pauza. Dansându-ne în sânge, fibra bătrână a acestei hârtii se uită chiorâș pe sub tâmpla lemnului. Nisipul din clepsidre încremenește în ochii înzăpeziți ai mamei, iar timpul ne aruncă din brațe și când ne așteptăm mai puțin, ne dirijează atacuri de cord cu încrâncenarea lucrului temeinic făcut. Un dangă de noapte m-a uitat afară din mine, cu genunchii juliți de întrebări, de gleznele albastre, de la cât de des am căzut în speranță. Autoportretul celui care se lasă dus de nevoia inimii de iubire, se lasă rupt în bucăți de dorul părinților, se caută în fiecare vorbă așternută pe hârtie și își zdrobește genunchii sufletului de atâtea căderi în ispita speranței. Mulțumesc, Amelia! Mi-au plăcut mult niște poezii dedicate tatălui tău, părinților tăi, dar nu pot să vorbesc nimic despre ele. Mulțumesc! Avem un copil care va recita. Teodora, te rog să fii lângă mine. Te descurci cu telefonul? Teodora, dă-ți geaca jos să-ți fac o poză frumoasă. Te ajut. Și nu cred că ajunge la microfon. Să ne spui în ce clasă ești? În a șasea. În a șasea, da. Ea nu e întâmplător aici. Camelia are prieteni la Calafat și în zonă și Marian Gabor a fost coleg de liceu cu ea și atunci... Poți să ieși de acolo, Marian, să te aplaudăm. Și atunci așa se explică. Să se ascundă vântul, să ningă frunza în mine și în dorul tot pământul. Să se ascundă vântul, cerșind puțin din tine. Să țipe iarna în vișine, să uite tâmpla gândul. Să se ascundă vântul, ițindu-se sub streși. Grădinile să ardă, să-și lepe de veșmântul. Să se ascundă vântul, cărarea să mi-a piart. Să pot să uit de mine și să nu-mi calc cuvântul. Să se ascundă vântul, cărarea să mi-a piart. O să invit pe colegii mei în scenă, pe clăparul Nichi Nuță și chitaristul și compozitorul următoarei melodii. În aplauzele dumneavoastră, evident, Belan Drașii. Povestea colaborării mele cu ei a început acum aproape un an, când am fost separat invitați la un concert la Cluj, 10 ani de Radio Pro Diaspora, după care Bela, în numele trupei lor,
din care vedeți aici jumătate, m-a contactat și a zis, n-ai vrea să cânți cu noi, iar eu chestia asta cu trupă live, pentru că știți că se poartă foarte mult negativele și mergem cu iPod-ul în buzunar peste tot, este o chestie deja care mi trezește nostalgii. Da, wow, să cânt cu o trupă live a fost o bucurie. Dar de aici a plecat colaborarea noastră. Vrei să zici de o vorbe, Bela? Acum? Mai târziu? Mai târziu. Mai târziu. Noi o să cântăm o primă melodie din cele două de pe albumul pe care îl lansăm astă seară. Se numește De la început până la sfârșit. Muzica Bela Andra și versurile mă aparțin, ca de altfel tot versurile la tot albumul sunt scrise de mine. Ia să vedem. Nu sper să nu mă împiedic. Mărturisit, spune că l-ai mai trăit, spune dacă te-am mai iubit. Altcineva, altcineva, de la început, de la început, la sfârșit. Sunt mereu, sunt val de mare, val de mare, om destins, așa sunt eu. Spune dacă în viața ta ai fost iubit, ai fost iubit, cum te iubește inima. Spune dacă
viața ta. Ai fost iubit, ai fost iubit, cum te iubește inima. Spune, dacă te-am mai iubit, ai cineva, ai cineva, de la început, de la început, de la sfârșit. Știe ca într-o poveste totul se transformă în joc, poate chiar fără de veste viața s-o transformă în foc. Spune că doar el sub soare zâmbesc de Gioconda și că-l întâmplare. Ochii mei sunt ca un balsam. Un host cinstit și asumat, impresionat, inim de femei. Un host cinstit, ați apurat liniștea mea fără temei. Un host cinstit și asumat, impresionat. Deci am avut acum o săptămână sau două săptămâni, mai știu exact să o localizez, lansarea de carte Dana Roșca. Acum o săptămână. Dana Roșca a fost la a doua lansare, o a doua carte a lansat la noi, la Karma. Noi chiar așa îi spunem, Dana de la Karma.
Am rugat-o să citească, am rugat-o să se gândească, am rugat-o să formuleze și acum o rugăm să ne spună părerea ei despre cartea Cameliei Florescu. Te rog, doamnă. Mulțumesc. Bună seara, în primul rând. Mă bucur nespus să fiu astăzi aici, printre așa oameni minunați. Despre Camelia ar fi un infinit de spus. Scrie, din câte știu eu, a debutat cândva prin anii 81 cu prima ei poezie, Ofrandă. Eu nu o cunosc de așa mult timp, am cunoscut-o la librăria Karma, unde m-am și îndrăgostit de ea. În primul rând de vocea ei minunată, mă uitam cumva de unde vine această voce, pentru că eram undeva în spate și nu prea o vedeam. Un om minunat, un om cu un suflet extraordinar. Poeziile ei nu sunt doar poezii. Poeziile ei sunt, cum să zic eu, unt pe inimă. O citesc cu atât de mare drag și nu vreau să vă spun prea multe despre această carte, ci numai cumpărați-o, pentru că este extraordinară. Am emoții, din câte vedeți. Cartea ei se împarte în 4 capitole, să nu greșesc? Da. 5. Anotimpuri, rădăcini, zona confuză a dragostei, serpentine și nelocuită. Mi-am ales o poezie pe care vreau să o și recit din capitolul Serpentine. Stația lui Plus Infinit. Visele noastre deșirate, ca niște pietre care vor să fie drum, ca niște lumânări care vor să fie lumină, ca niște atrii care vor să fie inimă, se opresc la marginea lui Plus Infinit. Acolo e o stație unde se deschide lacrima, unde zace neatentă îndăuntru sieși agonia, unde terminațiile indulgente ale gândurilor trec prin epicentrul suferințelor noastre. Acolo răzoarele de dorință albastre sunt udate în tihnă de ploile din noi. Euul nostru înfrigurat renaște în stația lui Plus Infinit. Acolo, sub rădăcini, doarme fiecare din noi și se nuntește ADN-ul nostru, descuiat de fluturi, cu munți de iubire nelocuită, neîncepută, neiertătoare. Am citit această poezie și mi-a cutremurat simțurile și gândurile. Aici cred că se vorbește de o iubire dincolo de ceea ce noi înțelegem prin iubire. O iubire pură, o iubire care curge, apă cristalină. Acolo se deschide lacrima. Cât de frumos, cât de, nu știu, nu am cuvinte. Mi se topesc cuvintele pe buze, cum zic eu. Cum v-am zis, despre Camelia ar fi multe de spus, dar vă rog, susțineți prin a-i cumpăra cartea și CD-ul. Vă mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Și te iubesc. Emoționat? Tot eu. Dacă ai lucru cu lansatorii. Deci da, avem soții pe Camelia. Atunci o să cântăm melodia. Cred că acolo aveți voi un pic de loc, nu știu, să... Aveți loc acolo? Da. Da? Vă mai dăm peste așa. Este o melodie latino, iată... Mă bucur foarte mult că au avut curaj să ilustreze această melodie, pentru că mie îmi place foarte mult muzica latino, mă rog, dansul în general, dar muzica latino cu precădere. Și
mi-am dorit să am lângă mine dansatori, pentru că și la București tot așa s-a întâmplat, o trupă mai mare, și mă gândesc că sunteți cam tineri pentru, cum să zic, vulcanul care este muzica latino. Dar să-i urmăriți și să-i aplaudați, pentru că știu că fac parte dintr-o trupă de elită, care sunt multipli premiați în țară și internațional, deci n-am emoții cu ei. Baila Salsa, melodia aparține compozitorului Jimmy Laco. Uneori chiar e de ajuns să te privesc cu ochii de catifea. Și toți prietenii mi-au spus că am tendința de a exagera. Ce pot să spun? Ce pot să fac? Îmi place să te supăr, ca apoi să te împac. Poate e un moft, poate că e ciudat. Îmi place să te necăjesc, fiindcă mi-ești drag. Așa va fi. Ce-a serii mai ne baia la salsa, feel the flame. Ajuns de fapt în mintea mea. Tu nu ești tocmai genul meu, dar nu te-am ales eu, ci inima. Ce pot să spun? Ce pot să fac? Îmi place să dansez și să simt fluturi în stomac. Poate e un moft, poate că e greșit, dar eu așa ceva de mult n-am mai trăit. Baila, dormi, viața noastră așa va fi. Ceasei mai ne baila salsa, feel the flame. Salsa con Camelia. Baila por mi, viața noastră așa va fi. Baila salsa, salsa con Camelia. Mulțumim frumos!
Pinky Dance, mulțumesc Nicky, mulțumesc Bella. Haideți să vorbim despre poezie cu unul din invitați. Da. Chiar mă pregăteam să-l prezint pe domnul. Nu m-am așteptat să scrie atât de frumos. Mulțumesc. Dumitru Sârghie. Bună seara, Calafat. Iată București, iată Slatina, iată Craiova și din nou Calafat, ca să încoronăm opera așa. Patru tărâmuri ale aceleiași fascinante culturi profunde românești. Sunt tare bucuros că am venit la dumneavoastră și la Camelia. Cu Camelia m-am întâlnit în țară mereu la concursuri. Sunt bucuros că odată când am fost în juriu, într-un juriu la Mizil, unde e un festival teribil de poezie, ea a luat un bine meritat loc 4, fără să știu că ea, am catalogat-o, nu-i cunoșteam poezia atunci și iată Camelia scrie poezie și cântă. Și ne încântă. Ce frumos. Am avut privilegiu să scriu despre cartea ei, primul, dacă nu mă înșel, Camelia, sau după Alex Ștefănescu. Hai. Alex e în... Bine, Alex e Alex, da. Primul după Alex Ștefănescu. Iată ce am scris atunci, dacă aveți răbdarea. Am scris așa titlul, am făcut o cronică la cartea asta minunată, pe care a lansat-o și la București cu lume extra, extra bună, ca și aici, de altfel. În agitația aceasta oarbă a veții, poezia Cameliei Florescu este de o luminozitate maximă, am scris eu atunci. Versurile Cameliei Florescu nu sunt o chestiune de conținut. Tehnica. Spumoasă, care sublimează ritmul, rima și muzica interioară a unei poezii în care palpită nostalgia timpului pierdut, a copilăriei și a sfintei tinereți, uitate parcă pe raftul cu uimiri al acestei minunate, al acestei minuni care se cheamă viață. Autoarea acestui volum, numit simplu Nu s-o fată ca oricare, ne spune povești încă nespuse, trăgând după ea ploile rămase în toate lacrimile noastre, neplânse încă. În ceasurile despletite ale vremii, Camelia Florescu, o cunoscută solistă de muzică ușoară cu glas de ciocârlie, declanșează prin scrisul său noi înflorire ale femeii, pe care o redefinește mereu și căreia îi ațâță prin vers focul iubirii. Femeia muză tristă, declanșatoare de războaie, cea care dezleagă mistere și descuie ușa tainicilor iubiri, femeia care își cioplește din dragoste o lume. Poeta noastră pășește liric și adânc în hățișul sinelui, răsucind săbii mute în sângele cald alertării și în notele unui cântec neînceput încă în sufletul ei. Versul ei senin și în general clasic, să nu ne ferim de poezia clasică, eu am așa o... și Camelia mă susține, șefa noastră Camelia, filtrează parcă eternitatea și mă obligă la o întrebare firească. Cum se va cristaliza personalitatea Cameliei Florescu în ochii posterității? Ca fiind o poetă de rafinament sau o interpretă de muzică ușoară în acva forte, căreia mari compozitori români precum George Chereșteli, Marcel Dragomir, Dan Ardelean, Dan Ștefănică, Octan Firulescu și alții i-au încredințat melodii în plină audiție. În această agitație oarbă a vieții, iar Camelia, Camelia este o luminozitate maximă, mai ales pentru că asemeni volumului de poezii Apă bună de băut al fratelui nostru sârb Adam Pusloici, în poezia Cameliei totul e neînceput, diafan pur, neconsumat. Duhul ei liric miroase a iarbă, când berze discrete vestesc ritualuri, iezii scâncesc în ieslele în care s-a născut și Mântuitorul, iar copiii țăranilor se strâng ciopor să privească cum intră prin crengi primăvara în sat. Pe Camelia frunza o înfrunzește, noapte o noptește, sângerul o sângeră, cânte cu dor o cântă, brazda plâns brăzdând-o, ninsoarea ningând-o, iubirea iubind-o, șalea jeluind-o, pacea împăcând-o, cu cuțitul crestând-o, soarele sorind-o. Iată, dragi cititori, iubirea de oameni a acestei doamne care cântă, scrie poezie și dansează. Apar în poemele sale de generozitate divină bătrânii noștri, bunicii nimănui, din nefericire astăzi,
sub hamul stins în ceară, cei care strivesc în poală rușinați o cârpă veche cu doi bani, rămân de doruri atârnați ai nimănui bunici sărmani. Camelia Florescu iubește aproapele așa cum se iubesc doi copaci aflați în proximitate, vindecându-și prin cântec și poezie rănile căpătate în vis, un fel de delir din dragoste declanșat de propriile ispășiri prin artă. Din când în când, în volum apare câte o poezie albă care are un cântec lăuntric aparte. Uitase în poșeta verii toată ea larma și clorofila, tot dansul nopții, toată cenzura cu care își punea por jartierul grăbită, uitase inelele lângă covata unde frământase pasca de paște. Contratimp. În orele dezbrăcate de mister, pe tâmplele Camelie atârnă mirarea și umblă prin lume topită în viori, taie ceața până la os cu cuțitul de ger al poeziei. Setea infinită a spiritului ei ne duce și la anumite vibrații socratice, care culmea nu ne împing gândul spre moarte, ci vizează nemurirea care despică poteci în carnea îndrăgostiților așteptați cu masa pusă. Ar fi ciudat să mă împii cu vin, eu care n-am băut decât cucută, eu ce-ți țin încă masa așternută. Poeta își invocă și tatăl plecat la stele, așteptându-l alături ca să tragă împreună peste ei perdelele cerului, apoi inventează metaforic, vorbind, glonțul care nu ucide și glonțul care ne vindecă și ne iartă de tot și de toate. Un tangăr de noapte m-a uitat afară din mine, cu genunchii juliți de întrebări, cu gleznile verzi, de la cât de des am căzut în speranță. Iată, oameni buni, versuri memorabile, care inundă eterul țâșnind din artezinele talentului nativ și firii artistice ale Cameliei Florescu, cea care decojește clipele, sălbăticia și respirația poeziei, punându-și în păr lanțurile ploii și urcând în doi spre apogeu de jos în sus. Camelia Florescu, alături de alesul ei, își traversează destinul artistic, confiscându-ne prin cântec și poezie aburii respirației și mimând ora exactă a fericirii, iată o sintagmă teribilă, ca niște ceasornice ne întoarse la timp. Poezia Cameliei este de o luminozitate maximă, mai ales pentru că ea, în demersul ei liric, conlucrează ca orice poet autentic cu divinitatea. De aceea își permite să facă din când în când câte un salt în gol, așezându-se la sud de viață tignit și hoțește, învățând să peticească nemărginirea, adică cerul. De la saltul în gol la saltul în ochiul apei, nu mai e decât un pas. Soldat în ochiul apei, urcând tot în răspăr, nu-i casa mea aceasta care nu mă mai are. Și dacă adeseori Camelia se intersectează cu zona confuză a dragostei, cum și noi câteodată ne intersectăm, și te-am purtat pe brațe și te-am văzut plângând sub cercul ce se închide cu mirare, tot ea, poeta și interpreta de succes, își redresează eu-ul înfrigurat și renaște în stația lui plus infinit. Nu vă spun o noutate. Diferența dintre poezia romantică și caldă a Cameliei Florescu și poezia la modă de astăzi, alunecată în extrema unui libertinism haotic, uneori, agitat și lipsit de normele gramaticii noastre de toate zilele, știți zicala caragialeană, cinste și gramatică, se măsoară după rezonanța afectivă a poeziei în sine, cea care în cazul autoarei noastre curge lin ca o fantă de lumină în semi-întunericul vremuirii noastre. Felicitări, Camelia Florescu! Scuzați emoțiile, am îmbătrânit. Am făcut sute de cronici, dar tot am emoții. Mă scuzați. Mulțumesc din suflet. Să rămână. Aplauze pentru Dumitru Sârbie. Mulțumesc mult. Noi ne-am bucurat atât de tare că a venit Camelia să-și lanseze cartea la noi, încât nici n-am știut ce să mai facem ca să o bucurăm și să o impresionăm și să se simtă așa ca acasă, cum spunea. Și mă opresc un pic doar să vă spun că a făcut un gest la un moment dat, tu nu știi despre ce spun eu acum, deci la radio, la un interviu,
Cred că România Actualități, dacă nu mă înșel la Partuș, la emisiunea de noapte, da? Ați ascultat voi noapte. Te-a întrebat la un moment dat Andrei Partuș care sunt locurile în care ai vrea să fii la un moment dat. Și atunci tu ai spus, fără să respiri, la Calafat. Da. Fără să știi că ascultăm, fără să știi, atunci a fost gestul suprem, e mult, poate, dar acea prietenie care se simte. Mulțumim! Găsit pe scaune hârtile acelea rulate și Floricica noastră, prietena noastră, s-a gândit că ar fi bine să avem o amintire despre seara asta și dacă ea vrea să citească Floricica. Să citească? Așa. Tu deci trebuie. Deci am făcut acele hârtii care sunt la reclamă, dar eu le-am scris din suflet, da. Pentru că mi-e greu să vorbesc în public. Acum va plânge imediat. Da. Păi așa suntem credibili, dacă plânge. Ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că... Hai la microfon. Da. Karma e de vină că sunt prietenă cu Camelia. Ce mă întreb este, nu știu ce am făcut să merit asta. Ne-am cunoscut în primele evenimente ale Carmei și atunci în această librărie pe care acum toată lumea o iubește, Camelia mi-a făcut o surpriză. Mi-a trimis o carte, de fapt două cărți cadou. Una publicată în cinstea lui Eminescu, cealaltă, Labirint de primăvară. Nici nu pot să vă spun că m-am bucurat pentru acest cadou, pentru că o văzusem pentru prima dată și la fel ca și Dana. Eram șocată de ce aud, mai ales că stăteam în primul rând și aveam impresia că îmi cântă lângă mine. Ce vreau eu să vă spun? Vreau să vă spun că această carte nu s-o fată ca oricare. Nu este prima carte în care apar poeziile Cameliei. Sunt 10 de antologii în care au apărut poeziile ei. Și că nu este o poetă oarecare, este o poetă premiată. Vă enumăr numai câteva din aceste premii pe care le-a primit și care sunt publicate în această antologie care se cheamă Labirint literar de primăvară, publicată în 2018, apoi am mai văzut pe Facebook zeci de diplome primite de ea. Ianuarie, mențiune, secțiunea de poezie la Festivalul de Poezie și Epigrame Romeo și Julieta la Mizil. Iulie 2017, premiu pentru activitatea literară la concursul internațional de poezie sub zodia poeziei. August 2017, diplomă de onoare în altă maestrie literară, contribuție în promovarea limbii române, Festivalul Limbii Române Monesa. Septembrie 2017, premiul special al Academiei Europene a Societății Civile, Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu Chișinău, Moldova. Octombrie 2017, mențiune d'onore, concursul virtuale de poezia Club de la Poezia Italia. Sper că am zis bine, doamna Roxana, că știu că sunteți și cu italiana. Noiembrie 2017, premiul special Ion Vatamanu și premiile continuă. Sunt cele care erau la ora respectivă publicate alături de câteva cuvinte despre Camelia, pe care eu o consider prietena mea și încă o dată mă întreb ce am făcut să merit asta. O iubesc. Cartea pe care ea ne-o prezintă astăzi, să nu vă imaginați că n-am citit-o, că am citit-o, ca să pot să vă spun câteva lucruri despre ea, dar nu vreau să vă citesc nicio poezie, pentru că vă las să o descoperiți. Fiecare va citi poezia și o va simți în felul dumnealui. Scrie despre familie, scrie despre iubire. Poezia de iubire îmbină natura. Nu cred că e o întâmplare că ea a venit astăzi la Calafat. Mâine începe primăvara. Și mai sunt câteva ore și pășim în ziua de 1 martie. Îi mulțumesc Cameliei pentru onoarea pe care mi-a făcut-o. Eu sunt o simplă învățătoare, n-am publicat nimic, citesc. Aș vrea să public ceva pentru copii, dar nu știu dacă... Nu ești o învățătoare oricare dacă ești aici. Da. Mulțumesc, te pup, Camelie. Am și flori pentru tine, dar sunt în spate. Ți le dau când o să-mi iau autograf. Mă vedeți cu n-ați auzit de mine. Ba, cred că, da. Sper să auziți, da, am programat, mi-aș dori o lansare aici la noastră la Karma. Ce vreau să spun, că am pus și un pic umărul așa la apariția acestei cărți, în sensul că i-am dat niște indicii Camelii
în sensul că îi trebuie un crit literar greu. Și i-am și spus unde zi, dacă poți, și iată, a reușit, dar unii din mari critici pe care i-are România a făcut recenzia acestei cărți. Ce vreau să vă mai spun, că toți suntem aici, e o atmosferă deosebită. Am fost la zeci de lansări în țară, orașe mari, inclusiv propria mea lansare, două lansări cunosc cu 100 de oameni. Este o mare, mare surpriză cât de bine este primită cartea, nu vorbesc mai de Camelia, la dumneavoastră la Calafat. Câți iubitori de poezie, de lucruri de calitate sunt aici. Și eu vă mulțumesc pentru asta, deci e o surpriză și mă emoționează faptul că sunt atâția iubitori, dar fără dumneavoastră, noi cei care scriem, nu am exista. Fără cititori, fără iubitorii de cuvânt scris. O seară bună, vă mulțumesc! Ceva de emoții. Să știți că eu am mai avut o afinitate cu orașul dumneavoastră. Aveți aici în sală pe Dana Roșca, căreia i-am făcut o cronică, zic eu, la fel de frumoasă. Și o felicit acum, n-am văzut-o niciodată la față, e prima dată când o văd. Și mă bucur, am corespondat cu tehnica modernă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Noi nu ne-am făcut un desfășurător, noi nu ne-am gândit ce anume și când vom spune, motiv pentru care mai uităm, ne mai ies gânduri din minte. Dacă ai ceva să-mi amintești, îmi spui. Dacă știți cum este, de bună voie și nesilit de nimeni, da. Este cineva care vrea să vorbească, să vorbească acum. Dacă vrea cineva să spună de rău, de bine... Te-aș invita, dacă vrei, Mariana, să ne reciți vreo poezie sau ne... După ce? După ce cânt eu. Atunci vă mai cântăm noi. O invităm pe urmă pe Mariana, pe Lacrima, să ne recite sau să ne citească o poezie. Și am să... înainte de ultima mea melodie, am să te rog, Amelia, pentru că am ținut foarte mult să fii alături de mine și sunt așa onorată că ești aici, încât nu vreau să plâng decât după ce am spus tot. Așa, o să cântăm, nici nu știu ce să cântăm, să cântăm... Francis Reiter, Bela Andra și Antonio Pasarelli, Români 1 și 1. Dar bucuria pe care mi-au făcut-o încredințându-mi aceste melodii este de nespus în cuvinte. Am să cânt tot o melodie a lui Jimmy Lacu, da? Asta cred că am pregătit. Frunză de pelin. Ea sună așa, nu știu, te duce cu gândul la o melodie de folclor, dar nu este. Este o melodie de suflet și m-am gândit că v-am zbuciumat destul cu rock-uri, cu latino, să cântăm și o melodie de suflet, Frunză de pelin. Desparte și timpul încet se cerene. Poate pe dorurile toate uitarea se așterne. Toate iubirile adunate de gânduri se anină, dar n-au fost adăpost și lună plină. Dragostea e singurul destin, greșește mult, iartă puțin, ca un venin, ca un suspin, frunză de pelin. Dragostea e ultimul regat, e ritmul inimii ciudat, nevindecat, ca un suspin, frunză cetatea de când e lumea lume.
poate bărbatul-i jumătatea ce-i dăruiești un nume. Toate poveștile adunate din ochiuri de lumină n-au fost cuib, adăpost și lună plină. Dragostea e singurul destin, greșește mult, iartă puțin, ca un venin, ca un suspin, frunză de pelin. Dragostea e ultimul regat, e ritmul inimii ciudat, nevindecat, ca un suspin, frunză de pelin. Greșește mult, iartă puțin, ca un venin, ca un suspin, frunză de pelin. Dragostea e ultimul legat, e ritmul inimii ciudat, nevindecat, ca un suspin, frunză de pelin. Dar nu numai. Ne strigă Carmen Florescu, Camelia Florian, CFE, pentru că inițialele noastre se aseamănă, sunt aceleași, sau mă invită pe mine în scenă și îmi zice Carmen Florian de-a dreptul, sau aici aveți lucrările Camelia Florescu. Deci suntem frecvent confundate ca nume. Ne mai zicem noi așa că ne îmbrăcăm la fel, avem aceleași gusturi, că suntem soreline, dar să nu uităm pe Feli Șerban, care este sorelina mea iarăși de suflet de la Craiova. Ok, Carmen, două cuvinte, pe dumneavoastră vă invit să-i admirați și să-i achiziționați aceste frumoase morțișoare, pentru că am vrut să fie primăvară cu totul, invitând-o mai ales și pe ea aici în mijlocul nostru. Eu îți mulțumesc și sunt onorată să fiu alături de tine, atât cât pot și pot. Și vă mulțumesc pentru invitație. Sunt prima oară la Calafat și sunt foarte încântată de căldura cu care ne-ați primit. Aici este o parte din sufletul meu, suveniruri de suflet le numesc eu, pentru suflete frumoase. Este o parte din sufletul meu de primăvară. Sufletul meu este într-o continuă primăvară. Eu chiar fiind născută primăvară, poate de aceea. Sunt pictate cu degetul. Este o tehnică specială, spun eu specială, pentru că este unică, spun eu unică, pentru că este inventată de mine. Sunt lucrate pe foiță de aluminiu. Îmi place să folosesc tehnici formiste, să spun așa, aparte. În ulei, în vopsea rezistentă la apă și cele pe sticlă la fel sunt pictate cu degetul, cu vopsea rezistentă la apă. Eu, sincer, mă exprim mai bine prin culoare. Îți mulțumesc că ești aici. Mulțumesc. Aplauze pentru Carmen. Mulțumim, Carmen. Unde ești, Mariana? De ce te ascunzi? De ce te ascunzi? Pentru că am mari emoții. Lasă-ne cu emoțiile, gata, am trecut de faza. Așa, am o galerie. Mariana Lacrima. Ce pot să spun? Am mari emoții. Această poezie, Lacrima, scrisă de Camelia, am primit-o de ziua mea anul trecut pe Facebook dimineața, iar spre prânz, surpriza a fost prezența Cameliei într-un loc unde noi ne aflam și a fost ceva de vis. Și apoi am regăsit-o în carte, poezia Lacrima. Când îmi e dor, când îmi e bine, când strigă în carne patima, când rătăcește frigul în mine, atât mai am. Doar lacrima. Când pomii cerni din ploi grădina, când mi se rupe inima, când crește peste zid glicina, atât mai am, doar lacrima.
când mă mai doare sau mi-e frică și greu îmi plânge inima, când zâmbetele se mai strică, atât mai am, doar lacrima. Și dacă în toate e o karmă, și dacă mi-a fost dat să o am, când lacrimile mă destramă, prietenii îmi rămân balsam. București, actrița Bianca Brad, care mi-a făcut bucuria să vină și să accepte să fie alături de noi, a ales dintre toate poeziile exact această poezie. M-a bucurat și eram fericită că ești în sală ca să o asculți. Deci vezi ceea ce rezonează direct cu, nu știu, fiecare scrie, cântă, compune, pictează cu sufletul. Și dacă sufletul este în toate, atunci este credibilă arta celui care o creează. Nu vreau să vă mai rețin mult cu vorbă, că vedeți, ca la Olteni, nu mă mai oprește nimeni. Vreau să o invit în mijlocul, în fața dumneavoastră, pe prietena mea de suflet, cea care m-a inspirat și care, de fapt, m-a motivat să scriu și mai ales să public o carte, pentru că prima dată mi-a atras atenția cu poezia, dar și cu numele. Fiind amândouă Camelii, am fost atentă și am început acum mulți ani în urmă să o urmăresc și să o citesc. Sunt prietenii martori că mereu am spus despre Camelia Radulian că este geniul contemporan al poeziei și cine o citește știe că nu spun vorbe mari. Dincolo de prietenie, pentru fiecare este un idol. Mereu îi scriam când citeam ceva răscolitor publicat de ea: atunci când o să crez mare, vreau să fiu Camelia Radulian. Bună seara! Dragi oameni buni, Camelia desigur exagerează din prea plinul sufletul ei generos, dar îi mulțumesc tare mult pentru această prezentare. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezența atât de numeroasă și atât de distinsă în această seară. Felicit Librăria Karma pentru atât de frumoasa organizare, dincolo de așteptări. Acum înțeleg pe deplin de ce Camelia a ales Calafatul și Librăria Karma pentru a-și face aici lansarea. Ce pot să vă spun? Am câteva lucruri în minte. Uitați, am extras aici 10 pagini în care am făcut așa o exegeză semasiologică a poeziei Cameliei. Dar pentru că vin de la Târgul Gaudeamus de la Craiova, unde am avut bucuria să prezint cartea unei foarte bune prietene, care este chiar aici în sală, Eleanor Mircea, și i-am făcut de asemenea o prezentare semasiologică și pentru că este zona care mie îmi place foarte tare și la asta zic eu că mă pricep cel mai bine, la partea de stilistică, o analiză, o exegeză stilistică, cum să vă spun adevărul, după prezentare un domn a zis foarte frumos, a fost, da, poezia mi-a plăcut foarte tare, dar nu mi-a plăcut prezentarea că n-am înțeles nimic. Așa că nu voi repeta greșeala să fac acest expozeu tehnic, pentru că s-ar putea să intereseze mai mult specialiștii, lingviștii. Deci, nu vă voi citi nimic din ceea ce am scris despre poezia Cameliei. Vă voi spune... Oh, asta e semn că se vor vinde cărțile. Asta am vrut să zic. E semn bun. Dar vă voi spune așa, în linii foarte mari, pentru că n-aș vrea să vă țin din ceea ce are Camelia de oferit în continuare, să vă spun că poezia ei este asemenea ei, asemenea cântecului ei. Ați văzut, este un tsunami de energie. Și nu numai energie, emoțiile ei sunt la fel de bulversante, la fel de
mari, de catastrofale, iar emoții care vedeți în această lume a poeziei moderne, în care, sigur, poeții sunt cu atât mai valoroși cu cât se depersonalizează, cu cât se detașează de emoție și de lirism, iată că prietena noastră, poeta, artista Camelia Florescu, are curajul să reinventeze lirismul, să-l potențeze, să-i dea noi înțelesuri cu o vitalitate, cu o forță turbionară. Toate emoțiile ei sunt viscerale, sunt atât de copleșitoare încât nu cred că va exista cititor care să rămână insensibil și care să aprecieze mai mult, să zicem, partea asta de modernism, metamodernism, în care suntem înconjurați de oameni robotizați, cyborgi, fără emoții. Spun, nu cred că cineva va prefera acest curent din ce în ce mai, să-i zic, nu numai copleșitor, cât cotropitor, ne invadează această poezie lipsită de afect, lipsită de emoție și va alege cu siguranță aceste trăiri, chiar dacă sunt convulsive, chiar dacă uneori sunt traumatizante, chiar dacă uneori sunt, cum spuneam, viscerale. O apocalipsă de emoții uneori, dar și o bucurie și o lumină, așa cum foarte bine și superb a remarcat prietenul nostru, jurnalistul, scriitorul, poetul Mitică Sârghe, Dumitru Sârghe, binecunoscut nouă. Și ca o paranteză, felicitări, un expozeu absolut superb, un poem în sine, un copleșitor și cutremurător expozeu, splendid, felicitări. Nu cred că am auzit de foarte multe ori o asemenea cronică cu atât de, cu așa mare frumusețe. Adică nu numai partea de exegeză e interesantă, dar felul în care a fost prezentat e de-a dreptul fermecător. Fermecător, iată că așa se poate apropia publicul de critica literară dacă va fi scrisă în maniera în care Dumitru Sârghe înțelege să o aducă oamenilor. În fine, nu o să mă lungesc foarte tare. Poezia Camelie este viața în sine cu tot ceea ce ne copleșește, cu tot ceea ce ne bucură, ne înalță, ne coboară, ne traumatizează, ne infirmizează. Este o poezie care mizează, pariază pe cuvânt și pe alăturările de cuvinte, între cuvinte, este o beție a alăturărilor. Este o poezie extrem de metaforică și sigur că ea taie în carnea noastră vie, în sufletul nostru, cu tot ceea ce propune din totdeauna de când e ea poezia, ne plimbă prin iubiri consumate, neconsumate, tragice, frumoase, nostalgice, prin temele clasice, moarte, viață, împlinire, neîmplinire și totuși, dincolo de toate astea, rămâne așa ca un abur în sufletul nostru, o poezie a neîmplinirii, a neconsumării, pentru că așa este sufletul poetului, așa trebuie să rămână, veșnic neîmplinit și veșnic tânjind după ceva. Dacă poetul scrie numai despre fericire și despre împlinire, aceea nu este neapărat o poezie, este doar o cronică a unui eveniment fericit. Poetul este poet desăvârșit atâta vreme cât sapă în conștiințele noastre și în durerile profunde, le găsește sau uneori doar sapă și nu se găsește niciodată, nici măcar pe sine. Cred că cea mai bună radiografie a poeziei
Cameliei ar fi să vă citesc o poezie. Una dintre poeziile care justifică ceea ce am spus până acum despre ea, această impetuozitate și această apocalipsă emoțională pe care o produce uneori în noi și o asumă, și pe care culmea este că și noi vrem să ne asumăm, odată cu ea coborâm în acest infern al emoțiilor, benevol, nu știu dacă neapărat curativ, nu știu dacă neapărat poezia este catarhică, deși acesta ar fi rolul ei, dar uneori ne place să fim triști, ne place să fim dezamăgiți, ne place enorm să simțim mult, profund și să ne pierdem în acest labirint de emoții. Dacă unul dintre colegii tăi o să mă ajute și cu un acompaniament la chitară, îți trebuie ambele, nu? Nu, trebuie numai în măsura în care o să pun ochelarii, pentru că vreau să văd și... Fără tine, tată, arc aburind omnatic sub pământul viorii tale, fluier de aguridă prins la cingătoarea ta, orele din cușma ploilor în diminețile lăptoase, amurguri arzând în tulpinile de stânjeneli, tăcerile de dincolo de amiază, de dincolo de zori, iureșul bâtlanilor de baltă, al vrăbilor din vii, tată, toate te aud și acum, cum râdeai de noi și trecerea ta prin anii dorurilor noastre, desculți și cu mâinile în buzunare, hoinorind prin venele gândurilor, așa, de unul singur. Mi-amintește că n-am să mai pot muri încă o dată. Nu mai mult decât am murit, clipă de clipă, de când ai urcat să-mi aduni stelele și să tragi perdelele cerului peste noi. Tată, trecem prin noi, abia trăgând acești saci de oase, desfrunziți, despletiți, aplecați de umări, și ne lipsește curajul de a merge mai departe de marginea pădurii fără tine. Aceasta este Camelia Florescu. Vedeți, nu se ferește de limbaj, nu se ferește de cuvinte, nu se ferește de emoții, nu se ferește de tot ceea ce înseamnă amintirile, rădăcinile, bâtlani, bălți. Câți poeți mai folosesc astăzi cuvinte cu o încărcătură arhaică, cuvinte cu... Suntem plini de neologisme, suntem plini de cuvinte goale de emoție. Ne îndepărtăm de pământ, de rădăcinile noastre. Devenim cyborgi. Și totuși, uitați-vă, redescoperim și prin Camelia și cu ea valori ale sufletului pe care nu trebuie să le lăsăm să cadă odată cu trecerea noastră prin această lume. Spun că poezia Cameliei este poezie extrem de valoroasă. Extrem de valoroasă tocmai prin faptul că reușește să recompună tot ceea ce societatea în goana e nebună ne învață că trebuie să lăsăm deoparte. O felicit din toată inima, cu toată puterea sufletului, felicit încă o dată Librăria Karma,
Vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră pentru prezența atât de distinsă și atât de caldă. Este un loc minunat și sper din toată inima să ne revedem cu ocazii la fel de fericite. Vă doresc o primăvară frumoasă și tot binele din nou. Eu, pentru că mă aflu între prieteni și nu sunt formală și protocolară cum am fost la București când trebuia să iasă totul ceas, am ales să nu vă recit ceva pentru că aș plânge sigur. Dar dacă o să o fac pe melodia următoare cu care aș vrea să închei, după care cred, m-am ținut destul, aș vrea după aceea să ne relaxăm și să vorbim și să citim și așa mai departe, să ajungeți la operele lui Carmen, la cartea mea. Melodia următoare cu care aș vrea să închei este... A fost la început o poezie pe care m-am gândit că nimeni n-ar putea să o pună pe o melodie. De ce? Pentru că nu curgea clasic strofă-refren, strofă-refren, cum suntem obișnuiți în orice melodie. Și un violonist din București, în vârstă și cu multă experiență, mi-a spus: de ce nu încerci să o încredințezi cuiva care ar putea să scrie un bocet? Și mi s-a părut într-adevăr ceea ce voiam dacă era să fie pusă pe muzică. Muzica este scrisă de compozitorul Oleg Baraliuc de la Chișinău și o să vedeți că, așa cum a spus domnia sa, 2-3 variante au fost până am definitivat-o așa cum o aducem pe acest album. Este o încărcătură emoțională aparte. Am ales să folosesc acele pozitive de pe album pentru filmări și pentru sunetul în sine, dar la toate melodiile am suprapus live vocea, de aceea mai sunt mici, să zicem, neconcordanțe pe sunet pe care le veți observa. Vă menționez pentru că dacă nu s-a observat, la aceasta se va observa, este o melodie în care mai întâi plâng și după aceea cânt. Se numește Testament. Să-mi-ntorc privirea roată, să-mi te petrec în poartă, cum mă petrecea cândva tatăl meu și mama mea, cum mă petrecea cândva tatăl meu și mama mea. Să-mi-ntorc privirea roată, să te mai privesc odată, cum și tata mă privea și îngândurat o stea. Fiindca mea, nu-ți las comori, da-ți las cerul fără nori, să-l păsești el mai departe, fără riduri, fără moarte. Fiule, nu-ți las argint, da-ți las munții crâniți, de atâta fă de lege, că nici tu n-ai înțelege. Unde-i florile câmpie, unde-i smirna oiniei, care-i cina cea de taină, să-mi-ntorc
întorc privirea în mine de prin visuri clandestine și să-i mulțumesc fierbinte prostului de-a fi părinte și să-i mulțumesc fierbinte prostului de-a fi părinte. Oameni cu păcat, se știe, nu-s doi, trei, ci sunt o mie. Nici grâu fără de neghină, nici flori fără de tulpină. Doar părinții pot și știu vina lumii în pustiu. Să o ardă, să o adune, așa scriu de rugăciune. Fiul mele, nu-ți lasa vere, doar neam fără putere și o țărișoară ruptă și cam grosolan cu susură. Pe la graniți, pe la colțuri, pe la triste avamposturi, plânsă-mi plăile udovii și-n îmbătrânirea vorbe. Și ei pot să-i pripuie și ardealul și bănia, casa, masa, ospeția. Și mă-mi întorc privirea roată să te mai strâng odată. Eu mă duc, merge în lumină. Dacă pleci, n-am să-ți fur de vină. Bravo! Mulțumesc frumos! Carmen! A fost o lungă pauză după cântecul ăsta. Mi-amintesc asta și cei care au fost atunci. Să revenim. Pentru că mai sunt câteva ore până la 1 martie. Și pentru că este un obicei atât de frumos în toată țara, nu numai aici. Ne-am gândit așa, să-ți cerem acordul întâi, să dăm doamnelor să oferim mărțișoare, așa, cu câteva versuri ale tale. Le-am numit Cărțișor. Și sunt aici câteva strofe. Și o amintire pe care să o păstrați și să vă gândiți la seara asta. Și pentru că tot am ajuns aici, am să vă spun din nou. Să faceți zilei ăsteia not, să nu o lăsați ca pe jucărie în pod. Marin Sorescu. Mulțumesc frumos! Așa sunt și vă lăsc de acord. Tremur, da. O să tuturor doamnelor, domnișoarelor, domnilor, da, un semn de carte, dacă vreți. Da, da. Mulțumesc încă o dată tuturor și mulțumesc, Karma, din suflet. Vă iubesc. O să iau ca ce frumos! Tot pe aurică. Da, splendid. Da, da, da. Totdeauna ele au ideea din asta. Frumoase și Cărțișor. Da, și numele. Da, da. Și cu capa. Și cu capa. Da, 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 e. Ești femeie, poartă-ți clipa, urcă-ți inima spre minte, nu-ți opri din zbor aripa,
nu pășim spre ei cu minte. Ești femeia, stai departe. Ești culoare de viață și sunt joare ce se sparte. Origină de-o paiață, învelește-te în fluturi, limpezește-te cu rouă de tristețe să te scuturi. Oare te-ți rochia cea nouă? Nu uita că vorba bună poriți de fie strânii nicio furtună. Este un mărțișor care e editat de Carmen. 70 cărți în 70. Este și ceva ce-i duce. Dar nu e cine e ce. Hai, e multe mai spune. Nu, e tata cu ce eu sunt. Și hrănește-te cu mine. Ia să-ți fie adevărul când te pavăză și stea. Făi copii și voi o casă și ascult-o când voce vorbește. Ești bărbat, îți o mireasă, privește-o, florește-o. Ești bărbat, fii doar al ei. Asta nu suntem 29, nu? Tu fii rege în tot și în toate. Tu ești te tatuezi. Vă mulțumesc.